În anul 2012 au fost încadrate pe piața muncii aproximativ 7.000 de persoane, majoritatea în urma medierii și consilierii. În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2012 au fost încadrate prin intermediul agenției 6.984 de persoane ca aplicare a măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă, ceea ce reprezintă practic un procent de 89,5% din ceea ce ne-am propus, dar asta a fost situația economică a județului, trebuie să o recunoaștem cu toți. Din totalul persoanelor încadrate, 5.938 au fost încadrate exclusiv ca urmare a acordării serviciilor de mediere și consiliere, iar 1.046 de persoane au fost angajate prin alte măsuri active. Locurile de muncă ofertate în anul 2012 se cifrează la 8.866. Astfel s-au angajat 1.140 de tineri care au vârsta sub 25 de ani, 1.300 de tineri care au între 25 și 35 de ani, peste 1.400 de oameni cu vârste cuprinse între 35 și 45 de ani și peste 1.400 de persoane cu vârste de peste 45 de ani. Totodată, șomerii de anul trecut au reușit să se încadreze pe piața muncii și în urma burselor de muncă desfășurate lunar pe parcursul întregului an. Au mai existat și alte măsuri de ocupare pentru șomerii dâmbovițeni, cum ar fi organizarea de cursuri de formare profesională la care au participat mai bine de 1.000 de persoane. Despre formarea profesională, noi am realizat 68 de cursuri, dintre care 67 pentru șomeri, un număr de 1.069 de șomeri cuprins de cursanți, iar 1.043 au fost șomeri. Au fost prezentate și obiectivele pentru anul 2013. Pe lângă proiectele începute din 2012, care vor continua și anul acesta, există în plan și altele care vin în sprijinul șomerilor. Un lucru foarte important este că se continuă procesul de modernizare al agenției. Pentru anul 2013 ne propunem ca principal obiectiv să realizăm toate țintele care sunt prinse în programul de ocupare și în programul de formare profesională. De asemenea, dorim să continuăm modernizarea agenției, procesul de modernizare a agenției pe care l-am început în urmă cu câțiva ani. Și am să mă refer aici la cele două proiecte în care rămân încă în implementare, pe axa 4, domeniul major de intervenție 4.1, și anume cel în care suntem parteneri cu încă 10 județe și care prevede practic un parteneriat public-privat pentru ocuparea forței de muncă, precum și cel în care suntem parteneri cu încă 5 județe cu încă 5 agenții din țară, și anume Serviciul Public de Ocupare, Calitate, Accesibilitate și Promptitudine. Ei bine, în urma acestor proiecte, evident că vor apărea modernizări, în special în ceea ce privește dotarea agenției, și o să vedeți că o să avem infotaciuri absolut la toate punctele de lucru și asta se va întâmpla undeva prin luna august. De asemenea, o să vedeți că vom avea un site mult mai dezvoltat, un website care va putea să fie accesat de toți șomerii și de toți angajatorii cu anumite facilități suplimentare față de cele care sunt în prezent. Astfel se va reduce foarte mult timpul de lucru cu publicul, atât pentru șomeri cât și pentru angajatori. Totodată, dacă vorbim de parteneriatul public-privat pentru ocuparea forței de muncă, proiect în care vă spuneam că suntem parteneri cu încă alături de încă 10 județe din țară, ne apropiem, sau mai bine zis, apropiem mediul privat de cel public, ca și acces la programele de ocupare, și marele beneficiu va fi în favoarea celor care vor căuta să acceseze anumite programe de formare profesională sau să se adreseze atât furnizorilor privați sau serviciului public de ocupare, pentru că se va crea acel website și atunci persoana în căutarea unui loc de muncă va putea să opteze. Dom'le, vreau să mă duc să fac cursul la JOFM sau mă duc să fac cursul la un furnizor privat.